Prințul care a avut un plan. Puterea superstiției. Cândva, regele Brahmadatta Dumnean Benares, în nordul Indiei. Ființa iluminată s-a născut ca fiul său, prințul. Fiind destul de inteligent, și-a terminat întreaga educație până la vârsta de 16 ani. Așa că, la această vârstă fragedă, tatăl său l-a pus pe locul secund de conducere. În acele zile, majoritatea oamenilor din Benares se închinau zeilor. Erau foarte superstițioși. Ei credeau că zeii le-au făcut lucruri să li se întâmple, mai degrabă decât să fie rezultatul propriilor acțiuni. Așa că s-ar ruga acestor zei și s-ar fi cerut favoruri speciale. Ar cere o căsătorie norocoasă, sau nașterea unui copil, sau bogății, sau faimă. Ei ar promite zeilor că, dacă rugăciunile lor vor fi răspunse, le vor plăti, făcându-le jertfe. Pe lângă flori și parfumuri, ei și-au imaginat că zeii doreau sacrificiul animalelor. Așa că, când au crezut că zeii au ajutat, au ucis multe animale, capre, miei, căini, porci și altele. Prințul a văzut toate acestea și s-a gândit, aceste animale neajutorate sunt și supuși ai regelui, așa că trebuie să le protejez. Oamenii comit aceste acte nesănătoase din cauza ignoranței și superstiției. Aceasta nu poate fi adevărata religie. Căci adevărata religie oferă viața așa cum este cu adevărat, nu uciderea. Religia adevărată oferă liniște sufletească, nu cruzime. Mă tem că acești oameni cred prea tare în superstițiile lor pentru a renunța la ele. Asta este foarte trist. Dar poate că convingerile lor pot fi cel puțin valorificate. Într-o zi voi deveni rege. Așa că trebuie să încep să fac un plan pentru a lăsa superstițiile lor să-i ajute. Dacă trebuie să ofere sacrificii, lăsați-i să-și ucidă propria lăcomie și ura în locul acestor animale neajutorate. Atunci întregul regat va beneficia. Așa că prințul a conceput un plan inteligent pe termen lung. Din când în când mergea cu marele său car până la un arbore smochin popular, chiar în afara orașului. Acesta era un copac imens, unde oamenii se rugau și aduceau jertfe unui zeu despre care credeau că locuia acolo. Prințul a coborât din carul său și a făcut aceleași daruri ca și ceilalți, tămâie, flori, parfumuri și apă, dar nu sacrificii de animale. În felul acesta a făcut un spectacol grozav, iar vestea s-a răspândit despre ofertele sale. Destul de curând, toți oamenii au crezut că era un adevărat credincios în marele zeu al arborelui Smokin. Între timp, regele Brahmadatta a murit, iar fiul său a devenit rege. El a condus ca un rege drept, iar poporul a beneficiat. Așa că toți supușii lui au ajuns să aibă încredere în el și să-l respecte ca pe un rege drept și onorabil. Apoi, într-o zi, a decis că era momentul potrivit pentru a-și duce la îndeplinire restul planului. Așa că i-a chemat pe toți cetățenii de frunte din Benares la sala de adunări regale. El i-a întrebat, slujitori de mii și supuși loiali, știți cum am putut să mă asigur că voi deveni rege? Nimeni nu a putut să răspundă. El a spus, îți amintești că deseori i-am oferit daruri dulci minunate marelui zeu al arborelui Smokin. Da, domnul nostru, au spus ei. Regele a continuat, în fiecare dintre acele momente, am făcut o promisiune puternicului zeu al copacului. M-am rugat, o, puternicule, dacă mă faci rege al Benaresului, îți voi aduce un sacrificiu special, mult mai mare decât florile și parfumurile. De vreme ce acum sunt regele, puteți vedea cu toții singuri că zeul mi-a răspuns rugăciunilor. Așa că acum trebuie să-mi țin promisiunea și să ofer sacrificiul special. Toți cei din sala de adunări au fost de acord. Ei au spus, trebuie să pregătim acest sacrificiu imediat. Ce animale vrei să omori? Regele a spus, dragii mei supuși, mă bucur că sunteți atât de dispuși să cooperați. I-am promis marelui zeu al arborelui Smokin că voi sacrifica pe oricine nu reușește să practice cei 5 pași de antrenament.
adică oricine distruge viața, ia ceea ce nu îi se dă, greșește pe cale sexuală, vorbește fals sau își pierde mințile din cauza alcoolului. Eu i-am promis că, dacă va face cineva aceste lucruri, le voi aduce măruntaiele și carnea și sângele lor pe altarul Marelui Zeu. Fiind atât de superstițioși, toți cei din sală au fost de acord că acest lucru trebuie făcut, altfel zeul va pedepsi cu siguranță regele și regatul. Regele s-a gândit, așa este puterea superstiției, încât acești oameni și-au pierdut orice bun simț. Ei nu pot vedea că, din moment ce primul pas de antrenament este să renunți la ucidere, dacă aș sacrifica unul dintre supușii mei, aș fi următorul pe altar. Și așa este puterea superstiției, încât aș putea face o astfel de promisiune și nu trebuie să o îndeplinesc niciodată. Deci, cu deplină încredere în puterea superstiției, regele le-a spus cetățenilor de frunte, duceți-vă în toată împărăția și vestiți promisiunea pe care am făcut-o zeului. Apoi proclamați că primii 1000 care încalcă oricare dintre pașii antrenamentului vor avea onoarea de a fi sacrificați pentru a ține promisiunea regelui. Iată, oamenii din Benares au devenit faimoși pentru că au practicat cu atenție cei 5 pași de antrenament. Și bunul rege, care îi cunoștea pe ai lui subiecți atât de bine, nu a sacrificat pe nimeni. Morala este, sacrifică-ți propria faptă greșită, nu un animal neajutorat.